Rata de incidență de îmbolnăviri cu COVID-19 în județul Hunedoara a scăzut în doar o săptămână cu aproape 2%. Astfel, dacă pe 8 noiembrie incidența era de 7,49 la 1000 de locuitori, astăzi, 15 noiembrie, aceasta a ajuns la 5,54. Cu toate acestea, polițiștii, aplicând legislația în vigoare, îi sancționează pe cei care nu respectă măsurile de protecție sanitară, doar în acest weekend aplicând sancțiuni în valoare de 10.000 de lei. Polițiștii au intensificat la acest sfârșit de săptămână controlele impuse în contextul stării de alertă și au vizat în special zonele mai aglomerate, centrele comerciale, dar și mijloacele de transport în comun, scopul acestor verificări fiind prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus. Astfel, în ultimele trei zile, polițiștii au derulat mai multe activități pe raza județului Hunedoara, atât în mediul urban cât și în mediul rural, și au identificat și câteva reguli pentru care au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, 19 dintre acestea pentru nepurtarea măștii de protecție și 3 amenzi pentru nerespectarea măsurilor privind carantinarea sau izolarea, valoarea totală a sancțiunilor fiind de 10.000 de lei. În județul Hunedoara sunt 42 de localități cu incidență de COVID-19 mai mare de 6 la 1000 de locuitori, cea mai mare de 23,17 fiind în comuna Bulzești de Sus, unde, la o populație de 259 de oameni, sunt 6 bolnavi. Dintre localitățile urbane, în municipiul Lupeni și în orașele Aninoasa și Uricani, se înregistrează incidențe peste 3 și 6 la 1000, la fel ca și în 15 comune. Sub 3 la 1000, ca incidență, sunt 9 comune. În 3 dintre acestea, Bătrâna, Bunila și Lelese, a căror populație comasată nu depășește 800 de locuitori, nu sunt cazuri de COVID-19.